Una dintre cele mai valoroase echipe de juniori 3 din handbalul masculin românesc riscă să încheie prematur sezonul 2013-2014 după turneul ratat de la Pitești, acolo unde a obținut o singură victorie în 4 jocuri. CSM Dunărea Giurgiu trebuie să câștige ultimele 4 meciuri din faza grupelor pentru a se califica în faza superioară a competiției. Trebuie să câștigăm toate meciurile ca să nu depindem de niciun rezultat din partea celorlalte jocuri. Chiar dacă nu se va putea baza din nou pe toți jucătorii, antrenorul Relu Lixandru are încredere în calitățile celor care vor intra pe parchet. Ultimul turneu aferent seriei C este găzduit de CSS 3 Steaua București, echipă la care este legitimat și fiul noului președinte al Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu. Credeți că va conta la acest ultim turneu și faptul că fiul noului președinte al Federației Române de Handbal va evolua la Steaua? Eu sper să nu conteze în economia jocului, sper că arbitrii să-și vadă de treaba lor și să arbitreze corect acest meci, pentru că în primul rând trebuie să ne apărăm respectul, să ne apărăm mândria, să ne apărăm prestigiul de oameni de sport. Iată cum arată programul echipei giurgiuvene. Înaintea ultimului turneu, seria C este condusă de Viitorul Pitești cu 39 de puncte. CSS 3 Steaua București ocupă locul secund cu 34 de puncte, podiumul fiind completat de CSM Dunărea Giurgiu cu 31 de puncte. Primele două formații se califică în faza superioară a competiției.